Ca în fiecare an de Rusalii, locuitorii comunei Călărași au sărbătorit împreună cu muzică și momente memorabile. Primăria și Consiliul Local au organizat pe 16 iunie Zilele Comunei. Manifestarea de tradiție a ajuns la ediția a 8-a și a fost inițiată și organizată de primarul Elena Vrajotis. Suntem la a noua ediție, sărbătoarea Comunei Călărași, care am organizat-o și cu aprobarea Consiliului Local. Am avut mai multe activități astăzi, dar am avut și evenimentul pentru Sfințirea Autospecialei, care am achiziționat acum în luna mai, dar prin GAL, că am avut un proiect depus prin GAL și cu finanțare prin APIR. Am avut și premierea Cuplurilor de Aur, am premiat și activitatea sportivă fotbalul pentru echipa de fotbal care au participat astăzi Comuna Călărași, Santa Mari și Albești. Și am mai avut chiar un concurs la Botoșani, unde domnul profesor de istorie a câștigat trofeul cu două fetițe, cu două eleve de la noi, de la Călărași, Raluca Anițe și Adina Popoloaie. Surprize, am mai avut chiar un pensionar care a lucrat în cadrul comunității noastre, locuiesc din Albești, și mulți oameni tot întreba domnul la Casa Andrei, din la, aici a fost Fălcer, cum se numea într-un timp aici la noi. Și a desfășurat activitatea aici la noi, iar oamenii chiar voiau să-l mai revadă. Și atunci l-am adus și pe dumnealui aici, l-am invitat astăzi aici. Cetățenilor acestei comuni care astăzi participă la acest eveniment. Vre Doamne sănătate, lungime de zile, iertare de păcate și păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască! Robilor tăi care împlinesc 50 de ani de la căsătorie, vre Doamne sănătate, lungime de zile, viață pașnică și liniștită, și păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. În parcul din comună, duminica a fost un adevărat spectacol realizat de Mihai Florin Pohoață de la Radio Iași. Oameni de toate vârstele au cântat și au dansat împreună cu artiștii lor preferați. Ana Lesco, Laura Lavric, Igor Cuciuc, Dan Doboș, ansamblul folcloric din Corpaci, Edineț, Republica Moldova, fetele din Botoșani, Celina Gherghelaș, Ștefan Enășel Romașcanul, Teodor Florin Gireadă, ansamblul Mlădițe Călărășene și Elisabeta Furtună. Care este secretul care v-a ținut unită în acești 50 de ani? Sănătatea și înțelegerea. Cu bunii și cu răli. Cu bunii și cu răli. O mie înainte. Te mai aveți în continuare sănătate, iată cât se poate. E bună. Și cum este viața în doi? Foarte bine. Mi-e greu unul, e greu. Copii? Am. Și care ar fi mesajul pentru ei ca să reziste atâția ani când îi s-a răzut? Sănătoși, să înțeleagă și... Dar ce se trebuie să fie? Na, și cu bunii și cu răli trecut. Dar aveți un secret că mai bărbatul mai dă un pahar, femeia mai zice ceva. Trebuie, cum ați reușit să ungeți sistemul? O potrivim. Cam pisica cu șoaricul. Are o vorbă nepotrivită. Miroasa băutură, nu spune că ai servit. Iar ai dugit.
Asta vorbim. Ma fac și... Da, cu toate astea e bună, nu? Da. Dacă ați stat lângă ea 50 de ani? Avem 3 copii, trei nepoței. Suntem singuri, greu. Departe, ne dor de ei. Hai, mama aici că te filmează, bag de aici în mijloc. Da, a zis Antona, te ieși. Cum da, să stați ca ginere, nu? Ca ginere și pot să spun că le doresc la toți ginerii să aibă o soacră ca a mea. Altceva, de aici se sâmbăt zilege tot. Are un vin foarte bun și așa mă convins. Vă admir, doamna primar, vă mulțumesc că dumneavoastră ați ținut neapărat să fiu aici, în comuna dumneavoastră, la această sărbătoare. Și să știți că plec cu sufletul împăcat și plină de bucurie că am întâlnit acele locuri care altădată erau altfel, dar acum sunt frumoase și dumneavoastră ați rămas aceiași oameni iubitori de folclor. Vă admir! Noi vă mulțumim frumos pentru toate aprecierile și pentru vorbele frumoase pe care ne le-ați spus și vă așteptăm să ne cântați și încântați, că vă urmărim tot timpul. Să știți că cetățenii comunei Călăraș vă apreciază foarte mult, de asta v-am invitat cu mult drag aici la noi, la Călăraș. Hai români, liniște, sari, hai liniște, stai de-o parte. A fost o zi specială, cu clipe de emoție și bucurie, la care au fost părtași și câțiva reprezentanți administrației publice locale. Deputatul Cristian Achiței, consilierul local Gabriel Alexandru. Sigur trebuie să fii nădaș, dar cu mătru meu e alături mereu, el va rămâne așa.